Welcome to Zootopia. Salutare, salutare și bună seara! Ne adunăm, ne adunăm! Am pus un pic de muzică pentru că în această seară o am alături de mine pe invitata mea specială, vedeta acestei emisiuni, Anastasia. Dar înainte să ne spună salutare și toate cele, vreau să mă prezint. Eu sunt Carina Rodian. Cei care ați fost până acum în emisiuni știți deja că este vorba despre o emisiune dedicată stilului de viață sănătos. Vom pregăti aici tot felul de rețete și desert, pentru că nouă ne plac deserturile, așa e Anastasia. Dar da. Și felul principal de mâncare. O să vă învăț asta să faceți o salată super ușor de făcut. O pot face chiar și copilașii. Pentru cină, numai bun, mâncăm în această seară toată lumea împreună. Și pentru că aș vrea să le invit în scena Success Fit Club pe Cristina și pe Anastasia, am să le dau lor voie să se prezinte și să ne spună de unde ne salută și toate detaliile despre ele. Hai, fetelor! Bun venit! Salutări! Începe Anastasia! Eu încep! Sunt Anastasia Vadastreanu, fica a Cristinei, cea mai tare mamă din lume, și vă salutăm din Sibiu! Salutări, vă spun și eu de aici, din Sibiu, de lângă Sibiu, din Tocile, un sat de vacanță, foarte frumos, vă invităm pe aici în vacanță când vreți să veniți la munte. Sunt mama lui Anastasia, cea mai bună fetiță din lume, și a lui Sebi. Sebi este deocamdată camera cealaltă, a zis că o să stea cu minte și o să ne lase pe noi fetele în seara asta să gătim, să facem ceva bun. Cine sunt eu? Pe lângă mama lui Anastasia și a lui Sebi, sunt de profesie asistent universitar. 9 ani am lucrat ca asistent universitar la specializarea de asistență socială, dar de 5 ani sunt în acest business minunat cu aceste produse extraordinare și ajut oamenii să fie mai sănătoși, să se bucure de mai multă sănătate și de un venit mai mare, ca să zic așa. Iar care în seara asta, noi v-am pregătit ceva foarte rapid, foarte gustos, foarte sănătos. Anastasia știe, mie nu-mi place să stau foarte mult timp în bucătărie și chiar sunt curioasă. Cui îi place? Avem mămici aici cărora le place să stea mult în bucătărie. Lui Anastasia îi place să stea mult în bucătărie. Încă nu sunt mămică, dar o să placă și când o să fiu mămică. Da, lui Anastasia îi place să stea în bucătărie, își dorește să aibă un restaurant al ei, eu de-abia aștept. Mi-am dorit să am un soț bucătar, nu s-a nimerit, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un copil bucătar, așa că abia aștept. Iar în seara asta, ce-am pregătit Anastasia? Pregătit, da. Deci am pregătit un desert. Dar toate deserturile care le luăm din magazine și unele care le și preparăm în casă conțin foarte mult zahăr. Dar această rețetă este sănătoasă pentru că sănătatea e pe primul loc. Sănătatea e pe primul loc și în rețeta aceasta nu avem zahăr. O să vedeți, în primul rând, nu avem zahăr. În schimb, avem proteine și o să o las pe Carina, că e domeniul ei să ne spună cât de importantă e proteina. Și o să vedeți că are și un gust foarte bun și chiar sunt curioasă să spuneți dacă vă place gustul dulce-sărat. Eu sunt nebunică după gustul dulce-sărat. O să vedeți cât de repede se face și haideți să nu mai lungim. O să avem nevoie de doar câteva ingrediente simple. Fulgi de ovăz, da? Alune prăjite. Cea mai importantă chestie, mierea de la Forever, pe care o folosim în loc de zahăr
și pudra noastră proteică. Da. Așa, haide să punem repede aici. Pentru cantitatea asta care o să vă spunem în seara asta, o să vă iese 12 bucăți de biluțe, 12 bomboane. Astfel încât să știți dacă vreți mai multe, dacă vreți mai puține, scunjonglați cu cantitățile, da? Vă trebuie doar un blender, da? Orice fel de blender, nu nimic pretențios. Important este să putem să... Perfect! Să putem mixa ingredientele. Bun. Și punem așa, 100 de grame de alune. Eu sper să mai am 100, că până să înceapă emisiunea știți ce am făcut, nu? Da, am căzut mai multe puțin. De o să-i pun aici la Anastasia. Să știți că ne-am spălat pe mâini înainte. Da. Ne-am prins și părul ca să fie totul igienic și frumos. Eu nu mi-l am prins. Îl ai prins părterăța oricum. Mamica nu scade părul. Bun, hai 4 grame acolo în plus. Nu are nimic, mami. Bun. Acum, punem capacul la orice blender aveți voi acolo, mixer. O să pun puțin pe mut. Ideea este să măcinăm puțin alunele, da? O să pun pe mut ca să nu vă... Ok. Între timp, până ele pun pe mut și își face treaba aparatul lor și după aceea urmează să le fac și eu, pentru că am să văd la ele exact ce fac, eu să știți că am mai tot ciugulit aici alune. Știți că alunele sunt niște grăsimi foarte bune? Alunele conțin grăsimi, la fel ca și nucile, ca și caju, ca și semințele, dar sunt acele grăsimi bune. De obicei când se aud cuvintele acestea grăsimi, majoritatea oamenilor merg către carne, către slănină, șunculiță, tot felul de alte lucruri. Dar aici este vorba despre grăsimi vegetale bune, de înaltă calitate, pe care le preferăm și mai ales seara. Pentru de ce e important să mâncăm grăsimi bune seara? Pentru că întreaga digestie va fi ușor încetinit, adică în întreaga noapte corpul nostru va fi hrănit, nu se va întâmpla totul așa repede, cum facem de obicei în timpul zilei. Ca noaptea să ne odihnim și să fie în regulă. Când ai stomacul gol, știi tu că nu dormi prea bine. Evităm lucrul acesta, mâncăm grăsimi bune și seara. Da, Cristina? Ok, trecem la următorul ingredient, mierea. Două lingurițe de miere, două sau una linguriță de miere, depinde cât de dulce vă place vouă să mâncați. Noi iubim mierea de la Forever, Anastasia ia așa și chiar în perioada asta rece este indicat să luați câte o linguriță de miere, fiindcă este foarte bogată în nutrienți și nouă ne place foarte mult pentru că știm că este o miere curată, este o miere care este culesă din munți, din zone nepoluate și știm sigur că aici nu avem altceva în afară de miere. Da. Așa. Câte lingurițe vrem, mami, să punem? Două, pentru că așa scrie aici. Două? Da. Bun. Punem două. Măi, mie mierea chiar îmi place. Eu n-am să pun cu lingurița. Eu vă ascult pe voi, dar hai să fac așa. Uite, să știi că și eu pun una în plus așa de la mine, că în seara asta sunt darnică. Am pus trei. Ok. Eu am pus nu știu cât. Așa. Pasul următor, pudră proteică de vanilie. Puteți să adăugați în această rețetă, dacă aveți în casă, și extract natural de vanilie, recomandat. Mie mi-ajunge aroma de vanilie de la Ultra Light-ul de vanilie și știți ce îmi place la rețeta asta? Îmi place că sunt sigură că are, pe lângă grăsimile alea de care spuneai tu, Carina, din alune, are aici și minerale, și vitamine, și aminoacizi, și o altă proteină vegetală. Pentru că ai mei copii... Din soia. Din soia. Pentru că ai mei, și știu că ai mei copii au nevoie de proteină, fiindcă nu prea mănâncă carne, da? Nu prea le place carnea, așa că nu mai bine. La noi Ultra Light-ul și dimineața de proteină, da? Deci o cupă punem, da, Cristina? Două măsuri. Două? N-am avut eu măsura plină. Ok, două. Așa. Bun. Ai mei copii mănâncă și dimineața la micul dejun shake cu vanilie, le fac cu fructe, cu
cu lapte vegetale, am mai făcut cu lapte de migdale, am început să le fac. Mai tocmai ca să-și bag în auzica la aici, acoperi gustul și nu-și dă-i seama. Așa. Și cu iaurt, iarăși este foarte bun cu iaurt și cu cereale, să pui acolo puțină proteină. Bun. Apoi punem unt de arahide. Eu untul de arahide prefer să-l fac în casă. Dacă aveți cumpărat, e ok. Eu îl fac în casă pentru că se face foarte ușor și voi puteți să-l faceți în casă. Dacă aveți un blender, doar măcinați acolo alunele până se fac unt. 50 de grame de unt. Mami, pune. Perfect. Imediat, mami, mă. Deci a meu e aproape lichid, să știți că așa l-am găsit. Așa. Bun. Cremos. Bun. Acum să punem din nou, să le mixăm puțin. Stai să pun pe... Pui pe mut, perfect. Le mixăm încă o dată. Da? Le mai mixăm ca să se amestece. Bun. Până ele pun pe mut și mixează acolo, eu vreau să vă informez că Anastasia este mare vedetă. Deci dacă voi nu știați lucrul acesta, ei îi place foarte mult să vină în fața camerei, este foarte prietenoasă chiar cu camera și cu tot ce înseamnă live-uri și nu are niciun fel de trac atunci când vine vorba să susțină un speech în fața oamenilor și lucrul acesta se datorează exercițiului. Așa că, dragii mei, dacă sunteți acum aici cu copilașii voștri, e un pas foarte important pe care tocmai l-ați făcut. Fiindcă vor vedea un alt copil care deja a depășit anumite frici și este aici tocmai pentru a ne ajuta să gătim astăzi seară ceva drăguț și sănătos și gustos. Deci sunt extraordinar de curioasă cum o să... Uite așa arată la mine momentul acesta, nu știu cum o să se mixeze sau ce o să iasă, dar o să vedem imediat după ce termină ele și pun eu pe pauză. Am văzut aici câteva comentarii, ia să vedem dacă aveți întrebări. Știți ce aș vrea să văd în comentarii? Cine este aici cu copilul? Să-mi scrie acolo eu. Aș vrea să văd dacă sunt copii în această seară alături de noi. Chiar sunt super curioasă. Ce comentarii am văzut? Miere cu dovleac copt. Oh, da, 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 da. Și eu vreau miere cu dovleac copt. E perfect. Dulciuri sănătoase. Exact. Eu, uite că sunt copilași, ce mă bucur maxim. Bravo, super fain. Ok. Cristina, să ne anunți când ai terminat de mixat și cum a ieșit. Că sunt super curioasă, îmi vine să mă apuc acum. Nu vrei să știi ce e la noi în bucătărie? Îmi cam imaginez. Nu pot să știu exact, dar îmi cam imaginez. Ok. Deci trebuie să vă iese ca un fel de aluat așa sfărâmicios, da? Aha. Dacă vedeți că nu este suficient de să se lege, îl mai mixați până se leagă sau eventual mai adăugați un de arahide, da? Okay. Ideea este că trebuie să iese, uitați, stați așa să și facem. Să-l puteți, știți cum este? Este ca un fel de aluat în acela sfărâmicios de tartă, dar în momentul în care îl strângeți în mână, să-l puteți modela ca pe o biluță. Așa, ceva de genul, da? Nu știu cât de biluță se vede, că v-am zis că sunt cam antitalent în bucătărie. Dar e rândul meu și eu vreau să fac biluță. Așa, Anastasia, fă mami și tu biluțe, noi o să modelăm aici biluțele. Dari, ce ți-a ieșit acolo? Mie mi-a ieșit un fel de pudră, nu știu dacă așa trebuia să iasă. Și la noi arată ceva de genul. Dar uite, când o modelezi, se face așa, da? Da. Știi ce am uitat eu să adaug? Îmi spuneai tu de ceva esență de vanilie. Eu aia am uitat să o pun. Poți să o pui. Pune-o. Okay. Pune-o. Dacă vrei mai multă aromă de vanilie, pune. Ei, mai mult pentru miros. Eu sunt cu mirosurile. La mine... Stai, mă, mi-a lăsat. Dacă și ieși, gata. Ok. Și dacă, la voi? Dacă vi se pare că, deci dacă vi se pare că nu vă ies cât să se țină, mai adăugați un de arahide. Deci e simplu, da? Ok, eu cred că trebuie să mai adaug un de arahide. Deci după ce le modelați, în mod normal trebuie să le dați la frigider o oră, da? Ca să stea să se întărească, să se capete acea consistență de bomboane, da. Dar noi nu apucăm niciodată să stea la frigider o oră. Asta mă gândeam acum, tu dai seama copilașii care sunt și care chiar fac acum împreună cu părinții.
Da, deci... Așa. Și știi ce e culmea? Că și rețeta de salată pe care o să o facem imediat, teoretic, trebuie să stea în frigider o oră. Da. Sunt sigură că nici asta nu o să se întâmple. E, uite, acum cred că are consistența necesară și la mine. Mhm. Deci, să știi că la mine în bol, și la mine în bol, are așa mai făinos, așa mai, știi? Uite. Ah, ok. Așa e și la mine, uite. Normal. Dar în momentul în care îl strângi în mână, trebuie să se țină, să se întărească, da? Mm-hmm. Ok, super. Și la mine tot așa arată, ca un pezmet arată. Uite. Exact. Da, așa arată. Arată așa super. De bine să le mănânc imediat. Și știți ce n-am adăugat noi în seara asta în rețetă? Dar puteți să adăugați dacă vreți. Pungi de ouă, am uitat să-i punem. Dar puteți să-i puneți pentru un surplus de fibre. Fibre. Da. Nu știu dacă mai e necesar, sincer. Nu cred mai e okay. Necesar. Sunt două rețete, de fapt, de asta m-am și... Sunt două rețete de în genul ăsta de pompoane. Și una este cu fulgi de ovăz. Practic, după ce îi modelați așa, puteți să-i dați prin fulgii de ovăz, da? De cocos. Nu, mami, de ovăz. Să-i rulați prin fulgii de ovăz, dacă vă plac să-i... Da? Să aveți și partea așa mai crocantă când mâncați. Merge, Cari? Bravo! Iese! Iese biluțele! Iese că a ieșit! Cui mai ies biluțele? Da, uite, merge și cu nucă de cocos, dacă vreți să le dați prin nucă de cocos. Voi vedeți aici, da? Eu tot modelez Anastasia, tot mănâncă. Eu merg prin nu știu dacă o să avem ce să vă arăt în sfârșit. Ana, numai nu le mânca chiar pe toate, ca să facem și poze după. Să nu spună lumea că n-am făcut nimic aici. Eu iau din bucățele foarte mici. Super fine. Bun. Anastasia, eu am o întrebare pentru tine, ca să te oprești din mâncat. Da. Spune-mi, te rog, care dintre produsele Forever le folosești tu și de ce? Sunt foarte curioasă. Și care e preferatul meu? Evident, care e preferatul tău? Aloe mango, pentru că mango e fructul meu preferat. Și al meu, nu te cred, uite! Și aloe mango, evident, l-am în frigider. Da. Mie îmi place foarte mult și de ce îl folosesc. Îmi place pentru că, bineînțeles, are aromă de mango. Și îmi place foarte mult. De ce îl folosesc? Pentru că noi, mami, de dimineață ne zice să bem gel. Noi avem și simplu, adică putem să alegem. Simplu cu măr și merișoare, cu piersici, în fine. Dar eu l-am ales pe aloe mango pentru că e și nou și e și preferatul meu. Și nu vreau să lipsească din casa asta. Niciodată. Pentru că ne dă energie dimineața și pentru că ne ajută la sănătate. Da. Asta îmi place, copiii nu au nevoie de multe explicații. Vrei să vii rugătos? Vrea gel de aloe, fără prea multe întrebări. Nu prea multe întrebări. Trebuie să bei gel de aloe și gata. Corect, între timp eu am spălat legumele, urmează să facem salata. Și așa cum ați văzut de tine. Cum? Și noi vrem să facem alături de tine. Am așa, un ardei semi-verde, așa l-am nimerit. Unul galben și unul roșu. Am să tai din ele, deci vreau să vă arăt neapărat lucrul acesta. Să nu credeți că doar voi care aveți copilași aveți asistenți în bucătărie. Deci vă rog să priviți, nu știu dacă îl vedeți, asistentul meu, care când aude de mâncat și mai ales când simte că umblu la legume, e prezent în continuu. Deci nu știu voi dacă aveți cățeluși, pisicuți, animale de companie, dar câinele meu mănâncă cartofi cruzi. Uai, ce bine arată, super bine arată. Tot felul de ardei, de castraveți, deci de toate, așa că e super ok. Și câinele nostru face la fel. Dar noi avem și pisici, dar pisicii sunt mai moftroși. Pisicii sunt mai moftroși. Ar fi și culmea. Ar fi și culmea. Bun. Da. Cât eu am să tai aici ardeiul, ce ne arăți acolo, Cristina? Sănătate. Ce fain, dacă tu vă de gel de mango, zi să și bem, că eram sigură că o să-mi facă poftă. Da, vezi, eu nu m-am gândit la chestia asta și nu mi-am luat, e în frigider, nu mai duc acum până acolo. Ok, hai să ne apucăm să tăiem legumele micuțe. Doar ardei.
Doar ardei. După aceea o să tăiem, o să pregătim ceapa, ceapă roșie. Și o să pregătim și roșiile. Acum eu roșii am găsit doar roșiile acelea micuțe, sherry. Dar le tăiem pe toate micuțe, micuțe, micuțe și le punem într-un bol. Bun? Da. Uite și noi avem verde ca al tău. Wow, uite, ai exact al meu. Da, un fel de verde, roșu. Da. Ah, super. O să-mi iau și un cuțit să arăt pe mami. Nu, mami, eu o să tai eu. Tu mai povestește, mai povestește-le oamenilor. Ce despre minunatele noastre prietene și prieteni? Da, așa. Pentru că acum este sezonul ăsta rece. Am auzit foarte multe mămici că au copiii răciți. Și foarte multe mămici care sunt ele răcite, da. Și cred că le-ar ajuta foarte bine să le arătăm ce luăm noi ca să ne întărim imunitatea și să nu răcim. Da, exact. Mami, vorbim cu mai multe și da, deci e adevărat. Acum, pentru că avem sezonul rece, e mai frig și da. Și ne putem îmbolnăvi des, dar nu ne putem îmbolnăvi sau răci dacă avem cele mai tari produse și cele mai tare prietene și prieteni din lume. Cum ar fi? Cu care să încep? Că sunt așa de multe. Care e preferatul tău? Kids. Kids. Ce este kids-ul? Ia zi-ne. Kids-ul este... sunt niște pastiluțe, care eu le zic bombonele. Și eu. Da. Dar mama zice că nu sunt bombonele, sunt de fapt niște pastiluțe care ajută la sănătate, dar noi le considerăm pastiluțele, dar pe Sebi îmi iau uneori mai mult de ceea ce mi-e bine. Da. Da, eu tot timpul le spun că nu sunt bomboane ca să le mănânce ca pe bomboane, adică să exagereze cu ele. Știu ce spui, că și eu când prind flaconul cu kids. Așa, și de exemplu, pun pariu că la aproape toți copiii au un fruct sau o legumă care nu le place deloc. Cum ar fi mie, nu prea-mi place specia. Și... brocoli îmi place, dar nu chiar așa. Spanacul. Așa, mai multe. Iar la kids, poate că nu vă vine voi să credeți că e dulce și bun, dar poate că chiar nu o să vă vină să credeți. Dar în kids, într-o pastiluță mică, au toate fructele și legumele. Da, nu lipsește nici măcar una. Exact. Și da, e dulce și are e și lămâie. Dulce, dar, e dulce, dar nu are zahăr. Da, e dulce, dar nu are zahăr. Pentru că toate fructele și unele legume au zahăr natural. Asta îmi ținut aminte, pentru că repede fiecare dată. Da, eu tot timpul spun, ne luăm zahărul din fructe, nu mă trebuie să ne luăm din altă parte. Da, pentru că eu în lumea de ceva dulce și zic, mami, da, aș vrea și ceva dulce, poți să-i zic dacă să-mi cumpere? Și mami zice, nu, că fructele și legumele au zahăr natural și nu am cum să uit asta. Așa. Foarte bine, te învață mama ta. Da, următorul. Pe al doilea loc, stai să mă uit aici să le aranjez ca să știu să le vă mai bine. Vitamina C. Stai cu mine, așa. Vitamina C. De ce? Pentru că la ce ne ajută ea? Bineînțeles că ne dă vitamina C. Cred că are logică, nu? Nu știu, vitamina C, că ne dă vitamina C. Deci, da. Și vitamina C, la ce ajută, mami, poți să-mi repezi? Ne ajută, mami, ca să ne întărim imunitatea și să nu mai răcim. Dar știi cu ce deosebită asta față de alte vitamine din comerț? Eu am văzut că tati a făcut o dată mai de mult, când tati era și el pe cecul la videouri, dar n-a mai exersat și acum nu mai e. Că a făcut el un experiment și a fost așa de wow, zici că a fost efecte, dar n-a fost efecte. Pentru că este pe pat de tărâțe. Da. Tărâțele ajută ca vitamina să se absorbă treptat. Adică, în mod normal, vitamina C când o luăm de la farmacie, o luăm și pormă mergem la paie și o eliminăm prin pipi. Da? Se elimină foarte rapid. Dar asta, fiind pe pat de tărâțe, ne ajută să se elimine treptat și astfel
se absorbe 100% și în plus ne întărește imunitatea, pentru că de fapt vitamina C asta face, ne întărește imunitatea și ne protejează de, ne ajută să ne protejăm de răceli, de boli și alte asemenea. Cum ar fi pe înțelesul copiilor? Adică pun pare eu că și unii copii se mai stau, dar mami ce faci? Uite, mă uit la un, la un live extra mega bombă tare. Și copilul, bineînțeles, că zice, uau, dar vreau și o să văd. Și bineînțeles că se uită, na, pe înțelesul lor. După cum a zis mami, e ca un scurt, după ce noi luăm pastiluța noastră preferată, într-un fel se face un scurt invizibil și dacă vreau o bacterie să vină, se ciocnește, se lovește și moare. Absolut genial cum ai putut să explici tu. Da. Wow! Le-ai spus pe înțelesul copiilor foarte bine. Da. Haide să vedem care este locul al treilea. Garlic, da. Că nu prea-mi place. Adică, înainte nu mi-a plăcut propolis, dar în fine. O să vină și propolis, nu vă zic chiar acum multe. Garlic. Este usturoi. Pentru că mie nu-mi place usturoi. Nu l-aș mânca deloc. Dar mami zice că are multe vitamine, că mă ajută să scap de răcee atunci când am nasul încurcat sau în bine. Știi că trebuie să mănânc usturoi. Nu se îi place usturoiul, deci el îl mănâncă și gol. Pasteluțele acestea sunt foarte mici, dar da. Nu se desfaci să le arăți, mami. Da, că am uitat. Ce vreau să te întreb, au gust de usturoi? Ia, mami. Da. Te-a întrebat Carina dacă au gust de usturoi. Nu. Stebile ronță e, dar eu le înghit pentru că am încercat și odată modalitatea lui, mă gândesc că pe mine e interesantă, dar a fost nu chiar tare. Aici trebuie să vă povestesc de ce le ronță e Sebi. Sebi, când am început să-i dau garlic, pentru că avea un an și era foarte bolnăvior și cu o imunitate la pământ și deja făcuse 18 zile de antibiotic și niciun antibiotic nu-și mai făcea efectul în cazul lui. Așa că am trebuit să-i dau garlic. Doamna doctor mi-a recomandat să-i dau garlic pentru că este foarte bun antibiotic natural, usturoiul, știm asta, foarte bun antiviral. Și fiind atât de micu și neputând să le înghită, eu rupeam capsula, pentru că sunt capsule gelatinoase. Ai arătat? Da. Așa, eram concentrată, ești la roșii. Și rupeam capsula și o storceam pur și simplu într-o linguriță cu mâncare și astfel el s-a obișnuit cu gustul. Și lui îi place foarte mult gustul de garlic, să le rănțe, deși nu-i plăcut așa la gust. Adică e un gust așa de puțin amărui, cimbru, intens, mă rog, dacă le spargi. Dar uite ce înseamnă să-ți duci gustul de mic. Exact. Asta înseamnă, știi, nu știu dacă voi, de fapt știți și voi, când vine soțul acasă și tu îi faci mâncarea arsă odată, ți se întâmplă și ție și el spune, în sfârșit ai învățat să gătești. Nu? Gustul cu care ai învățat până la urmă. Da, da, da. Sper că nu vede soacră mea chestia asta. Mie chestia asta nu mi-ai zis, dar mă văd cum e zis. O poate mi-ai zis-o, dar am uitat-o. Deci când mi-a curățat ceapa, dacă mă vedeți pe aici lăcrimând, să știți de ce. Așa. Stai ceapa. Mami acum tăia roșiile, acum cred că se apucă și de ceapă, nu? Da, da, da. Perfect. Uite, o să o tac aici ca să nu te umple roșii. Mai am și eu după aia roșiile. Așa. Sper că ați luat, dacă vreți să puneți conserva cu ton, sper că este în sos de măsline. Dacă nu este în sos de măsline, atunci spălăm puțin conserva și adăugăm noi uleiul de măsline, vreau să zic, ok? Ale mele sunt direct în ulei de măsline, deci arată până acum salata mea. Mai am depus tonul și mai am depus roșiile. Hai să vedem, Anastasia, pomestinul îți place? Da. De ce? Pomestinul? Mami, este în cutie pomestinul, că acum l-am comandat. Vreau să le spui despre el. Atunci, am o idee. Povestește despre el totuși, așa că oamenii cred că... Mami, stai, am o idee mai bună. Așa. O să fac un video despre pomestin. Așa. Iar voi trebuie să intrați la mami pe contul ei de Facebook. Și o să vedeți acolo videoul, ca să vedeți și voi pomestinul. Deci când eu am spus că fata asta e youtuberiță, nu m-ați crezut. Da. Și intră și la mine pe canal.
Așa. Acasă, dacă nu te credem, ia zi. Veniți la mine acasă să vedeți ce pot să vă arăt. Da. Apoi vine propolisul. Așa. Ok, propolisul. Mai întâi să vă spun pe scurt mica mea poveste cu propolisul. Propolisul mie mi-a plăcut la gust pentru că mi se părea că are gust la ciocolată amăruie. Iar mie nu place ciocolată amăruie. Dar apoi, pentru că mami tot zicea să-l sug, eu îl țineam într-o parte. Și nu-i simțeam chiar așa de mult gustul, pentru că așteptam să se facă mai mic și mai mic și mai mic și mai mic. În fine. Și la un moment dat, pentru că am învățat să-l țin și să mă obișnuiesc cu gustul, așa cum s-a obișnuit și Sedi, a început să-mi placă și a început să îmi pară că are gust la ciocolată dulce. Deci da, propolis, de ce? Pentru că e propolis, e bun și vine de la cele mai harnice, cum să zic eu, gospodine, să zic așa? Ok. Mai harnice dintre toate gândirile care, da, acestea nu sunt gândiri, dar na. Înțelegem ce vrei să zici, ok. Da, așa. De la albine. Da, de la... urma să zic și albine. Bine, mă. Așa, adică de la frumoasele noastre prietene albine, care uneori îți mai dau o înțepătură, dar te ajută. Nu o fac din rău, o fac din bine. Pentru că ele când te înțeapă zic, uite, îți dau mai multă energie și mai multe vitamine care le-am strâns eu. Uai, ce drăguț! Nu mă gândesc niciodată la asta. Mai sănătoasă decât aia de la spital. Când folosim mami noi polis? Atunci când răcim. Da. Când facem roșu în gât în special. Da. Sau atunci când ne... nu, apoi are logică când ne doare urechea, nu? Da, și când te doare urechea asta, pentru că este un foarte bun antibiotic. Da. Mă gândeam. Funcționează și atunci când, știi, când ți s-a umflat maseluța. Da. Da. Ai văzut în câte îl folosești? Păi depinde. Uneori au două pe zi, alteori una. Aha. Depinde. De exemplu, când am roșu în gât foarte, foarte, foarte rău, iau una mai de dimineață, una puțin mai pe seară. Corect? Da. Ok, eu am ajuns deja la partea cu somnul. Este invent. Ok, zi, nu te mai întrerup. Așa. Imu blend. Sendite. Pentru că mie nu-mi place gustul lui dacă îl sug. Pentru că știu că nu se suge, dar oricum nu-mi place. Bine. Cam încercat odată, că m-am gândit că poate la această pastiluță mi-e și mie mai bine. Nu. Așa, mami. Poți să zici treabă? Un blendul este genial și pentru adulți. Eu îl dau și copiilor. În mod normal este recomandat după 6 ani. Se vincă, nu are 6 ani, dar totuși am dat o pastiluță și i-a mers foarte bine. I-a trecut foarte repede când a avut roșu în gât. În special, noi adulți îl consumăm două pe zi. Ne ajută foarte mult, că acum este sezonul rece și vi-l recomand. Ce e special la el este un complex de ciuperci, mitache și take, și are foarte mult zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina C, numai tot ce trebuie aici. Da, și mami ne-a dat ăsta nu de mult, acum, cred că acum câteva săptămâni, da, pentru că mami și tati au răcit. Mai întâi a răcit mami, apoi... pentru că tati a stat-o pe mami să se facă bine, bineînțeles că tati e un soț bun. A ajutat-o pe mami, a stat lângă ea, i-a făcut masaj de toate. Și bineînțeles că mami a zis, hai ia și tu puțin. Mami a luat de aici de la ea și i-a dat lui tati. Și apoi s-a îmbolnăvit și tati. Și mami a zis, de când s-a îmbolnăvit ea, mi-a dat propolis, garlic, imublend, gel, de toate, doar ca să nu ne îmbolnăvim și noi. Și mă bucur că nu ne-am îmbolnăvit, deci chiar funcționează. Perfect! Foarte bine că ne-ai zis.
Foarte bine că ne-ai zis. Ok, în ce stadiu sunteți voi cu salata? Noi am terminat carii, noi n-am pus ton, Anastasia a zis că dar vreau să spun chiar că este o salată colorată. Foarte. Uite așa arată și salata mea. Cât de bine arată. Da, da. Am pus acum și pătrunjel. Pătrunjelul din nou este foarte bogat în vitamina C și e excelent pe partea aceasta de imunitate. Am pus și zeama de la o lămâie ca să taie puțin din gustul acela de ton. Deci dacă vă place cu ton, puteți să puneți ton. Dacă vă place fără, cum preferă Anastasia, puteți să mâncați doar legumele combinate în această formulă. Ok, cred că am pus tot. Am uitat să pun sare și piper. Se mai pune și sare și piper. Și gata cina din această seară. Deci avem desertul pe care o să-l mâncăm mâine, nu, Anastasia? Da. Rezultatul la mami la story. Rezultatul la mami la story. Da. Foarte bine arată. O să pun poză și aici pe grup ca să vedeți. Deși v-am spus, sunt cam antitalent în bucătărie la modelat. Nu sunt foarte aspectoase, dar sunt gustoase. De aceea mă asta contează. Ok, deci o să avem poză în această seară cu salata și cu bombonelele cu unde arahide și pudră proteică. Perfect, deci delicios. Astăzi seară am făcut, eu zic că foarte multă treabă. Am reușit să facem din nou două feluri. Nu? Ești de acord, Anastasia? Da. Anastasia va vorbi foarte frumos despre toate produsele preferate și folosite de ea. Va explica și de ce le ia și cum o ajută și când anume le ia, când e răcită sau înainte sau... Deci va da, cred că, toate detaliile. Nu știu ce rost ar mai avea detalii suplimentare din partea mea, fiindcă îți mai trebuie doar titulatura de nutriționist, că în rest le știi pe toate. Adică e ok, e perfect, ești genială. Bun, super! Da, ce dulce e cea micuță. Deci să știi, Anastasia, că toată lumea te admiră și te apreciază și îți mulțumim așa la unison pentru faptul că ai venit alături de noi în seara aceasta, fiindcă ai fost într-adevăr o dulceasă. Deci ce desert ne mai trebuie nouă când te-am avut pe tine? Copilul, nu trebuie desert, nouă nu. Vă zic și de ce am fost, pentru că mami când mă avea pe mine în butică, i-a mâncat puțină miere. De asta așa dulce. Vă mulțumim foarte mult pentru aprecieri și pentru comentarii. O să-i le citesc Anastasiei apoi ca să le vadă. De fapt, o să-i dau să le citească singură și sunt convinsă că o să se bucure. Genială ești! Am văzut acum printre comentarii, printre comentarii, Doamne, mă bâlbâi îngrozitor astă seară. Îmi scrie cineva, de ce plângi, Carina? Pentru că eu sunt foarte gospodină și de fiecare dată când tai o ceapă mă gândesc că... Trebuie să mai și plâng câteodată, asta e, se spăl ochii, așa spunea mama, nu plângi, speli ochii, deci aia e, da? Nu plângem, spălăm ochii de la ceapă, e normal. Ok, bun. Hai să vedem ce mai avem aici, mai avem ceva comentarii. Știu că mi-a zisese Cătă că el urmărește pe, tati aici, zice spectator, pe comentarii. Că întrebase cineva dacă este compoziția prea lichidă la bomboane, ce să facă, parcă ceva în genul ăsta. Nu-i nimic, mai pune să alune o oră glasie, da. E alune, e niște fulgi de ovăz, că se leagă e imediat. Alune, e fulgi de ovăz, exact, puneți acolo și se reglează. Exact, se reglează. Bun, super multe mulțumiri. Ia uite cât e ceasul, am făcut treabă multă în doar jumătate de oră. Adică hai să zicem 40 de minute, că până am început, până am dansat, până ne-am prezentat, jumătate de oră, că noi suntem harnice. Mulțumesc tare mult că ați fost aici, că ne-ați răspuns, că ați dat comenturi, că ne-ați apreciat, mai ales pe Anastasia, care îi mulțumesc din tot sufletul că a decis să fie în seara asta aici alături de noi. Mulțumesc, Cristina. Cum? Să mă mai luați și pe mine, că vreau și eu să mai vin cu voi. Te promit că te mai invit alături de noi și te lăsăm să-ți faci tu acolo numărul. Noi tăcem din guriță și gătim și tu pregătești restul speech-ului, ok? Da. Mile, dacă te uiți și tu la acest live... Bine. Mile, dacă și Mile se uită la acest live, vreau să fac și cu ea. Poftim, Mile, în tine, provocare în direct. Te rugăm, fă live cu Anastasia. Și n-ai de ales să zici da, pentru că aici se uită mulți oameni. Trebuie să spui da, Milentina. Uite, Ana, te iau cu mine în state. Acesta este comentariul pe care Milentina l-a pus acum. Deci stai liniștită că pleci cu ea în state, nu numai că faci live. Da, okay? Păi am promis lui mami că la anul mergem în America. Genial. Merg, deci.
Bun, mă bucur super tare că ați fost alături de noi. Vă lăsăm acum că eu nu mai pot, deci trebuie să mănânc. Miroase aici de nu mai rezist. Și sper că și voi faceți același lucru, că o să gustați din aceste preparate pe care le-ați făcut împreună cu noi în această seară. Așa că vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem miercurea viitoare cu alți invitați surpriză. Nu vi spun de acum, pentru că urmează să vedeți ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Pot să vă spun doar atât, că o să fim 4 persoane. Deci să vedeți acolo înghesuială și o să vedeți acolo distracție. Dar o să vedeți săptămâna viitoare despre ce este vorba, ok? Vă pup, vă mulțumesc, seară super frumoasă să aveți și ne vedem miercurea viitoare. Pa, pa!